Era pe la 1827 când, la Cluj, Asociația de Binefacere a Femeilor închiriază un teren în apropierea centrului orașului, pe atunci neamenajat, pentru ca membrele sale să aibă un loc de recreație și unde să-și plimbe copiii. 11 ani mai târziu, în 1838, nou înființata Comisie Orășenească pentru Parc a preluat inițiativa Asociației Femeilor și s-a apucat de amenajare. Câțiva ani mai târziu, parcul de care discutăm se deschide publicului, sub numele de Nebkert, sau Grădina Poporului. De la 15 septembrie 1860, îngrijirea parcului a fost preluată de o comisie special dedicată, având ca președinte pe contele Imre Mico. Începând cu 1862, corul tinerilor comercianți din Cluj începe să cânte în fiecare seară pe malul lacului din parc, sub bagheta dirijorului de operă de atunci, Bela Stöger. La 14 iunie 1874 a fost deschis, ca și componente a parcului, Teatrul de Vară, construit după planurile arhitectului Henrik Zimmermann. În toamna anului 1912, directorul teatrului, Jenő Janovics, a deschis chiar și un cinematograf în clădirea Teatrului de Vară. După 1989, parcului i-a fost atribuită denumirea de Parcul Central Simion Bărnuțiu, dar starea acestuia nu era dintre cele mai bune. Iată că în aceste condiții vine în ajutor Uniunea Europeană cu ale sale fonduri, mai precis Regio. Timp de aproape 3 ani, Parcul Central din Cluj intră în renovare. Reabilitarea Parcului Central și a clădirii Casino, ambele monumente istorice, a fost în valoare de 4 milioane de euro și vreau să precizez că această valoare a ieșit în urma licitației proiectului și studiului de fezabilitate, prevăzând o valoare mult mai mare, deci am reușit să facem practic o economie în urma licitației. O companie locală, clujană, a fost cea care s-a ocupat de lucrările efective, iar impactul a fost unul, în părerea mea, foarte mare. Încă de la demararea lucrărilor, clujenii au fost foarte atenți la fiecare pas pe care l-am făcut în reabilitarea parcului și a clădirii Casino. Ne-au atenționat, ne-au transmis sugestii, inclusiv presa locală a acordat o atenție deosebită acestei reabilitări, având în vedere că este cel mai important parc din orașul Cluj, aflat în centru istoric. Iar clădirea Casino, practic de mai bine de 10 ani, era abandonat. Practic, unii dintre clujeni începuseră să uite despre existența acestei clădiri, dar în momentul în care am început reabilitarea, am creat un fel de emulație în rândul clujenilor în ceea ce privește proiectul de reabilitare. A fost greu atât pentru cei care s-au ocupat de renovare, cât și pentru locuitorii Clujului, care așteptau de mult ca parcul lor, în care recunosc cu mândrie și eu am copilărit, să își recapete strălucirea de odinioară. A fost dificil din punctul de vedere al atenției deosebite pe care a trebuit să o acordăm detaliilor. Toate ornamentele de pe clădirea Casino au fost lucrate manual cu specialiști de la Muzeul de Istorie și, din nou, a fost foarte important să respectăm planurile vechi cu care s-a construit Casinoul. Aceste planuri au fost reconstituite de către arhitecții care s-au ocupat de proiectarea reabilitării Casino. Și credem că rezultatul a fost unul foarte bun și care respectă proporție de 95% sau peste 95% detaliile de arhitectură și de construcție inițiale atunci când clădirea Casino a fost construită. Dincolo de valoare proiectului, cred că impactul asupra beneficiarilor finali, atât clujenii înșiși, cât și sfertul de milion de turiști care vizitează Clujul, are o valoare și mai mare. După reabilitarea clădirii Casino și după momentul inaugurării, acolo au avut loc sute de evenimente zilnic. Se întâmplă să avem evenimente, câte 3-4 evenimente pe zi, de la expoziții, lansări de carte, concerte de muzică de cameră. Parcul Central din nou a devenit viu, am avut și un festival Jazz in the Park, care a adus
foarte mulți și turiști străini și din regiunea Transilvaniei la Cluj pentru a vizita atât parcul cât și clădirea Casino, iar cazinoul, vechiul Casino, cum îi spun clujenii, a devenit un punct de referință pentru manifestările culturale, dovedind faptul că a existat o nevoie reală de renovare și de reabilitare acestui spațiu. Clujul și-a redobândit grădina sa centrală, care, alături de celelalte parcuri, aduc bucurie și plăcere celor care le vizitează. Cele aproape 4 milioane de euro cheltuite, din care 98% din fondurile Regio, s-au materializat într-un proiect dus cu răbdare și iscusință la bun sfârșit. Regio, inițiativă locală, dezvoltare regională. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.